Tarifele percepute pentru cele 619 locuri din parcarea subterană variază în funcție de durata de staționare a autovehiculelor. Astfel, cei care își parchează mașina acolo pentru cel mult 2 ore trebuie să achite 1 leu pe oră. Șoferii care staționează până la 5 ore vor scoate din buzunar 6 lei. Orice oră peste interval va fi penalizată cu 3 lei. Există și abonamente, între 50 și 300 de lei pe lună, în funcție de opțiuni. Câțiva dintre consilierii locali au avut obiecții legate de ora la care dimineața trebuie liberat locul de parcare. Ora 6 dimineața, care este ora limită pentru orarul de noapte, mi se pare și nouă că este prea matinală și am propus ca să fie puțin prelungit, pentru că sunt prea puțini oameni care pleacă la serviciu la ora 6. Vis-a-vis de tarife, vreau să vă spun că, într-adevăr, și noi am constatat, exact cum spunea și domnul Florescu și domnișoara Predescu, lucruri care sunt puțin ciudate, dar am constatat că ele sunt prinse în contract cu acești indicatori, că toate orele, cu toate tarifele sunt prinse în contractul de finanțare, în contractul cu cererea de finanțare și sunt rezultați în baza unor studii. În ceea ce privește statuile care erau amplasate în parcul de la Teatrul Național Marin Sorescu, autoritățile locale au declarat că acestea vor fi amplasate la Biblioteca Județeană.